Salut și bine ai venit la Bani în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Am văzut deja cum se pot finanța afacerile cu ajutorul Angel Investors în prima fază și apoi fondurile de investiții de capital privat în etapele ulterioare pentru accelerarea creșterii. Haideți să vedem acum cum se fac tranzacțiile în practică. Pentru aceasta îl avem alături de noi pe domnul Bogdan Axinia, managerul unui fond important de investiții dezvoltat de cea mai mare platformă de comerț online din România. Salutare, Bogdan, și mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit la Bani în Mișcare. Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație, Iancu. Bogdan, haideți să începem cu începutul, cum se spune, și aș vrea să înțelegem misiunea și obiectivul vostru. Ce fel de afaceri finanțați? Ce căutați atunci când vedeți un startup care se încadrează în profilul vostru investițional? Da, cred că e important să începem și cu un pic de istoric. În compania noastră a investit în trecut în mai multe companii, o companie de curierat, o companie de livrări de mâncare la domiciliu și am văzut succesul pe care îl avem atunci când punem alături de capital și experiența noastră, know-how pe care îl avem dezvoltat în cei 20 de ani de când activăm în România și în piețele din jur. Văzând că avem succes în acest fel de a investi, ne-am hotărât să facem un program prin care să continuăm exact în aceeași direcție. Căutăm companii din România, dar și din țările din jur, în care să păstrăm echipa antreprenorială, să ne așezăm alături de ei și să ajutăm să crească repede. În principal, căutăm companii care activează în domeniul B2C, adică care vând direct către consumatorul direct. Deci persoane fizice, companii care vând la retail persoane fizice, clientul final. Companii care vând la persoane fizice. De asemenea, e important ca acea companie să aibă deja un produs lansat în piață, să aibă venituri. Nu ne uităm la companii care sunt la stadiu de idee sau care încă nu au niciun fel de venituri. E important ca noi să ne punem în momentul în care compania are venituri. Și apoi, evident, ne uităm la domeniile pe care ne interesează. După cum am spus, companii din zona comerțului electronic, dar și ne extindem zona către tot ce înseamnă economie verde, fintech și chiar ce ține de telemedicină. Și nu numai, dar acestea foarte sunt domenii... Văd foarte multă tehnologie. Credeți că aici este viitorul? Cam în toate zonele unde ați spus până acum, vă interesează foarte mult afaceri care dezvoltă tehnologie și comerț online. Ne interesează afaceri care se dezvoltă prin tehnologie, pentru că acesta e calea de a crește repede și sănătos un business. Asta e un mod de a face afaceri pe care noi îl știm și am văzut că funcționează în trecut. Atunci când punem tehnologia alături de antreprenori și echipe bune, avem creșteri sănătoase. Și asta s-a întâmplat în trecut și asta e motul în care creștem noi în tehnologie. Exact, asta vedem și noi pe statistici. Companiile care se dezvoltă prin tehnologie, automatizare, digitalizare și comerț online au cea mai accelerată rată de creștere. Haideți să vedem din tranzacții ce ați observat, pentru că știu că ai analizat poate sute zeci de propuneri de investiții în diferite startup-uri. Cum ar trebui să se pregătească antreprenorii atunci când abordează un fond de investiții în general și în discuția cu voi? Pentru că este important să exploateze la maximum această oportunitate și m-ar interesa poate și eventual câteva greșeli pe care le-ai observat la antreprenori în aceste demersuri? Da, în primul rând e important pentru ei să fie sigur că produsul pe care l-au dezvoltat ei rezolvă o nevoie a unui client. Este o pastilă, nu o vitamină. Adică adresează o nevoie, o durere și ăsta e unul din primele criterii la care se uită investitorii, la care ne uităm și noi. Apoi, iarăși, e foarte important și sunt lucruri la care ne uităm ca acea
companie în care ne dorim să investim cunoaște foarte bine piața în care activează. Știe ce poate oferi, știe care este competiția și, foarte important, știe care e posibilitatea de creștere în piața respectivă. Mai departe, e important pentru antreprenori să știe ce își doresc de la investitori. Sunt investitori care oferă doar bani, sunt investitori care oferă pe lângă bani și ce spuneam mai înainte, know-how, cunoștințe despre cum să-ți dezvolți business-ul. Și este un lucru important pe care ei trebuie să-l știe de la început. Apoi să-și seteze așteptările corect față de, față de investitori și în egală măsură să facă o alegere atentă a investitorilor și a numărului lor. Pentru că dacă se întâmplă să iei prea mulți investitori, s-ar putea să ai o problemă de management a investitorilor. Și prima dată ar trebui să aleagă antreprenorul fondul de investiții și apoi fondul decide dacă investește. Și aici este interesant pentru că în încheiere aș vrea să atingem și această idee. Ai spus ceva foarte interesant. Fondul de investiții nu vine doar cu bani, cu capital, vine și cu know-how. Ați putea să dați câteva exemple concrete la ce se referă acest know-how, cum puteți asista antreprenorul și cum investiți, dacă luați o parte, cât luați din companie, majoritar, minoritar? În primul rând, referitor la know-how. Tocmai experiența pe care o avem noi în diferite zone, fie că înseamnă tehnologie, ce spuneai tu, am dezvoltat multă tehnologie și eu am condus mult timp o zonă care dezvolta tehnologie. Dar nu numai tehnologie, înseamnă și partea de operațională, înseamnă marketing, înseamnă dezvoltare internațională și înseamnă structurarea business-ului. Cât de repede poate crește business-ul și cât de repede crește echipa. În momentul în care am ajuns în compania în care activez, erau 500 de oameni, acum sunt 6.000. Toate acestea au venit cu un efort care presupune această creștere, angajare de oameni și structurarea lor. Tot spuneai, te refereai la greșeli. Acesta e unul din greșelile pe care le-am văzut la startup-uri. Nu angajează oameni de ajuns de bun, de ajuns de repede, nu deleagă antreprenorii din ce pot delega către colegii lor mai specializați. Deci dacă ar fi să sintetizăm într-un cuvânt, eu aș propune, cred că este structură, atât pe zona de strategie, cât și pe oameni, delegare, un sistem decizional și tot ce e nevoie pe marketing, vânzări, tehnologie, comerț, online în special, dar nu numai. Aspecte, toate acestea esențiale, pentru că doar structura te ajută să crești de la un punct încolo foarte, foarte mult. Bogdan Axinia, mulțumesc încă o dată, o discuție foarte, foarte interesantă. Din păcate, timpul ne presează, poate cu altă ocazie o să mai dezvoltăm. Și încă o dată mulțumesc și mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc și eu și pentru invitație și pentru ceea ce realizați în partea de educare a zonei de antreprenoriat din România. Mulțumim, avem mult de muncă, succes mai departe, numai bine. Dragilor, am văzut deja cum se întâmplă în practică toate aceste tranzacții. Rămâneți alături de noi. În episodul următor o să discutăm cu un antreprenor care a reușit să atragă investiție importantă de la Angel Investors, dar și fonduri de capital de risc pentru dezvoltarea unui startup de succes. O să vedeți o surpriză, sunt foarte, foarte, foarte tineri, dar au reușit ceva unic nemai întâlnit în România. Așa că rămâneți alături de noi. Până atunci să nu uităm, banii sunt întotdeauna în mișcare, deci trebuie să fim înțelepți și să-i facem să lucreze pentru noi, familia și afacerile noastre.